Sprijin pentru refugiații din Ucraina care sunt nevoiți să își refacă viața departe de casă. La Timișoara a fost organizat astăzi un târg al locurilor de muncă destinat persoanelor vulnerabile care au fugit din calea războiului. De la deschidere până la ora prânzului, aproximativ 50 de refugiați au trecut pragul târgului în căutarea unui loc de muncă. Elena este din Odessa și a venit la Timișoara împreună cu soțul ei în urmă cu 3 luni. La fel ca mulți alți refugiați ucraineni, a sperat că războiul se va termina și se va putea întoarce acasă. În prima perioadă nu am căutat un loc de muncă, pentru că psihic și emoțional nu eram prea bine. Dar acum sunt pregătită să-mi găsesc un loc de muncă. Am lăsat deja CV-uri la mai multe companii și sper să fie cu noroc, în special pe partea de project management, care este specializarea mea. Scopul nostru cu acest eveniment este să ajutăm comunitatea ucraineană care este stabilită în Timișoara să-și găsească un loc de muncă. În momentul de față, în special vorbim despre femei și în special vorbim de mame, ceea ce este un pic dificil pentru ele să-și găsească un loc de muncă din cauza faptului că sunt cu copiii și copiii nu toți merg la școală în momentul de față, dar sunt destul de mulți ucraineni care își caută loc de muncă. Integrarea necesită accesarea unui loc de muncă. Și înțelegem cât de dificil e pentru refugiații din Ucraina stabiliți în Timișoara să se gândească la un plan pe termen lung, să-și găsească un loc de muncă. Toată lumea se așteaptă să se întoarcă înapoi. De 6 luni de zile de când oamenii aceștia sunt aici, nimeni nu credea că o să trebuiască să stea așa de mult. Totuși, aș găsi un loc de muncă și avea un venit stabil e parte din procesul de integrare pe lângă învățarea limbii române. So far I see it a bit hard. Până în momentul de față, aș spune că este destul de greu să găsești un loc de muncă, dar cred că evenimentul acesta este extrem de folositor. Am participat deja la un training și urmează să mai vizităm și celelalte standuri ale companiilor. Încă nu am găsit nimic, dar sunt multe oportunități aici și cred că asta ne va ajuta să ne găsim un job. La târgul locurilor de muncă pentru ucraineni au fost prezente cu oferte 14 companii. Suntem o companie de recrutare și resurse umane și joburile le avem în toate domeniile de expertiză, de la partea de producție, automotive, până la partea de IT, logistică, comerț. Noi ne ocupăm de producția de materiale publicitare și de shop fitting, de amenajări de magazine, supermarketuri și așa mai departe. În momentul de față, pentru Timișoara, avem posturi în zona de producție, atât pentru femei cât și pentru bărbați, zonă de manufactură, de carton, zonă de tâmplărie și așa mai departe, CNC, uri, laser, avem o serie de utilaje foarte performante cu care lucrăm în momentul de față. E greu să angajezi pe oricine în momentul de față. Personal pentru angajat se găsește foarte greu. Într-adevăr, integrarea persoanelor străine este mai dificilă decât a românilor, dar ne adaptăm la situație. For Ukrainian people, we have the shop assistant in our profile. Avem mai multe posturi care pot fi ocupate de ucraineni în magazinele noastre, cum ar fi cele de vânzător sau pentru aranjarea produselor pe rafturi, dar și posturi la birou pentru cei care cunosc limba română sau engleză, însă contează și ce experiență au. Cei care au trecut pragul târgului au putut participa și la un training pe tema drepturilor și obligațiilor pe piața muncii, susținut de reprezentanța Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă și a Inspectoratului Teritorial de Muncă. Au fost prezenți și traducători de limba ucraineană, care să faciliteze comunicarea între refugiați și angajatori, dar și persoane care să îi ajute la întocmirea unui CV. Poate mulți nu au CV-ul, tocmai pentru a-și arăta care este experiența lor în câmpul de muncă și care sunt interesele lor. Considerăm așadar că a găsi un loc de muncă în această tranziție spre viitorul lor, care este încă incert, e foarte important ca și răspuns al comunității pentru refugiații din Ucraina și ceilalți refugiați. Târgul a fost deschis de la ora 10 până la ora 14. În primele 2 ore, aproximativ 50 de persoane au venit să își caute un loc de muncă.